Vă salut cu tot dragul. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ocazie să-mi fiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, vă mulțumesc din toată inima. De asemenea, dacă ne ascultați pe radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, vă sunt profund recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi, iar pentru această ocazie aleg să dau glas mesajului primit din partea doamnei Ioana Maria pe YouTube. Dumnezeu ne scrie așa: împreună cu soțul meu Dragoș, urmărind Taine din Scripturi, am înțeles mult mai profund Biblia și așteptările lui Dumnezeu de la noi. Vă mulțumesc că ne împărtășiți experiențele dumneavoastră și modul în care contribuim la dezvoltarea vieții de credință a fiecăruia. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. În această ocazie, Taine din Scripturi, voi avea onoarea de a purta un dialog provocator, zic eu, cu pastorii Eduard Călugăru și Daniel Nițulescu. Mă bucur că sunteți aproape. Bun regăsit. Mulțumim și noi pentru invitație. Ca să economisim din timp, vă invit deja să mergem spre rubrica Întrebarea ta. Domnul Lilian Zaporojan pe YouTube ne scrie așa: creștinii care consumă carne curată, așa cum scrie în Leviticul 11, pot mânca gâscă și rață? E o întrebare care m-a frământat și pe mine mai mult timp și asupra cărui răspuns aveam îndoieli, dacă rața și gâsca sunt sau nu coșer, curate. Am studiat mai mult de-a lungul timpului aspectul acesta și din interacțiunile cu ceilalți care aveau aceeași întrebări, mi-am pus din nou întrebarea și cred că sunt în momentul în care pot să spun că rața și gâsca sunt, după legea Kashrut, sunt curate. După legea evreiască din Levitic 11, sunt curate. Ce argumente ai pentru asta? În Levitic 11, cred că versetul 18 spune lebăda, fără să adauge neamul și ei. Neamul ei, din care ne-am fac parte gâsca și rața, însă termenul ebraic pentru lebădă, tradus de cornescu lebădă, se pare că mai degrabă înseamnă ibisul lucios, o pasăre de apă sau găina de apă, sau într-o altă traducere, cred că ASV, este tradusă lebăda cu bufnița cu două coarne. Ar fi alt fel de pasăre? Nu mai este același corespondent între termenii din Levitic 11 sau între unii termeni din Levitic 11 care ținează animale, păsări, pești și taxonomia animalelor, păsărilor și peștilor de astăzi. În primul rând trebuie să fim atenți la termeni. Acum, dacă cineva nu cunoaște limba ebraică, se poate adresa, poate consulta un dicționar biblic sau pe internet. Un interliniar, multe, da. Exact, sunt foarte multe ustensile care ne ajută. Am discutat și cu rabinul șef Rafael Șafer al Comunității Evreiești din București acum vreo 2-3 luni într-un context și mi-a confirmat că conform mentalității evreiești, conform legii Kashrut, păsările, da, sunt curate, mă refer la rață și la gâscă, dar e o problemă totuși. Să nu punem întotdeauna semnul egal între curat și neapărat sănătos. Aici cred că este punctul culminant al întrebării și al răspunsului. Dacă este curat, nu înseamnă că dacă este consumat într-o cantitate mai mare, respectivul animal sau respectiva pasăre, este și sănătoasă. Se spune din popor că rața și gâsca cad greu la stomac. Și mai cu seamă, țesutul adipos nu este atât de sănătos. Spre exemplu, o să mă vulnerabilizez cu 2-3 ani în urmă, poate mai bine, într-un context anume în România adventistă, am fost curios la masă să degust o jumătate de bucățică de șuncă, șoancă de gâscă. Eu, la origini, neprovenind într-o familie adventistă, până la 17 ani am consumat carne de porc. Și vreau să vă zic că are același gust, șunca de gâscă cu șunca de porc. Probabil că și alte astfel de produse din țesul adipos al altor animale ar avea posibil același gust. În concluzie, este curat, sunt curate cele două păsări, putem mânca, dar dacă vreți să fiți sănătoși, să mâncăm mai rar din ele. Vreți să completați mesajul acesta? Cred că a fost este destul de complet, nu? Adevărat, nu înseamnă că atunci când Scriptura sau nu tot ce este bun este și de folos, nu zice exact Scriptura așa?
Mai este un aspect aici care trebuie să luăm în calcul și anume că indiferent de carne, dacă este curată, necurată, grăsimea este interzisă în orice situație. Deci trebuie să avem în vedere și lucrul acesta. Mulțumesc mult de tot. Așteptăm întrebările dumneavoastră, lăsându-ne în comentarii publice sau privat dilemele pe care le aveți. De asemenea, nu uitați să folosiți numărul nostru de WhatsApp 0751400300 pentru a ne scrie întrebările sau pentru a ne spune dacă doriți să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră prin rugăciune. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, pentru că sunt sigur că le veți face un mare bine. Am să spun și în ocazia aceasta faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din nefericire, nu putem prelua întrebările dumneavoastră în timpul în care se derulează emisiunea, ci în edițiile următoare, așa cum ați văzut, preluăm întrebările dumneavoastră și le adresăm cu mare drag și toată deschiderea către invitații din platou. Pentru a vă face cunoscut subiectul pe care îl avem de discutat în această ediție Taine din Scripturi, aduc înaintea dumneavoastră două versete care spun în felul următor. Primul dintre ele, din Vechiul Testament, regăsit în Deuteronom 6:4, spune așa: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Iar cel de-al doilea din Noul Testament, scris în Marcu 12:29, este de fapt răspunsul Domnului Iisus, care spune: Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Ca atare, atunci când vine vorba despre Dumnezeu, pare că Biblia este destul de tranșantă. O singură ființă divină. Care este în fond adevărul despre Sfânta Treime, adusă atât de des în prim plan în credința creștină? Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Daniel Nițulescu și Eduard Călugăru, un subiect provocator, cel puțin, care va scoate la iveală cumva și anumite vulnerabilități, dar pe de cealaltă parte sperăm noi să avem o clarificare cât mai concretă a subiectului despre Trinitate din Sfânta Scriptură. Am să încep cu un verset din Vechiul Testament, Maleahi, capitolul 2, versetul 10. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărit astfel legământul părinților noștri? Iudeii pare că au înțeles într-un final, Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament, că Dumnezeu este unul singur, o singură ființă. A fost credința poporului evreu monoteistă? A fost și este. Deci credința poporului evreu este o credință monoteistă. Și putem vorbi și de alte credințe care sunt monoteiste. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este unul singur în sensul matematic. Adică atunci când vorbim despre Dumnezeu, putem vorbi despre un Dumnezeu care este triunic și totuși este unul singur. Pare un conflict al unor cuvinte pe care le folosim. Sunt puse în antiteză. Păi, sunt trei sau este unul singur? Și Biblia vorbește la fel de clar și de tranșant, abordând ambele situații. În primul rând, varianta pe care a citit-o este cea legată de un singur Dumnezeu, pentru că Biblia în niciun caz nu prezintă politeismul, adică nu sunt mai mulți Dumnezei, este unul singur. Și atunci cum explicăm ideea aceasta a apariției Trinității printre evrei și apoi printre creștini? Eu am găsit o explicație, adică am un răspuns la subiectul acesta care pare cumva în conflict. Dumnezeu este la plural sau este la singular? Și avem texte biblice, o să ajungem și la ele, să discutăm despre ele. Dar discutând despre Dumnezeu, cred într-un Dumnezeu triunic, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cred lucrul acesta și plecând de la cele trei persoanele Dumnezeirii, putem pune niște întrebări. Care este mai bun? Care este mai deștept? Care este mai puternic? Sau, nu știu, alt atribut pe care vrem să-l aducem în discuție. Și vom observa că nu există diferențe din punctul acesta de vedere. Adică Dumnezeu este bun la modul absolut, Dumnezeu este milos la bunul, la modul absolut, Dumnezeu este nu puternic, este atot puternic, este atot știutor, deci modul absolut. Și atunci ajungem la o întrebare filosofică pe care nu vreau să o dezvolt, dar e interesant. Absolutul este la singular sau la plural? Îți spui absolut.
Dintr-un alt punct de vedere, afirmația biblică este foarte clară. Dumnezeu este dragoste. Poate fi dragostea prezentă, împărtășită, când e singur? Și cu siguranță că atunci când vorbim despre dragoste, vorbești la plural, adică trebuie să fie persoane de aceeași natură cu care să împărtășești dragostea. Și eu am înțeles lucrul acesta din punct de vedere al rolului. Dumnezeu are un rol diferit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în mântuirea noastră, în planul de mântuire. Din punct de vedere al atributelor, al statutului de ființă dumnezească, ele sunt egale. Nu există diferențe de natură de felul acesta a atributelor pe care Dumnezeu le are. Interesant, o să dezvoltăm subiectul acesta pentru că nu este deloc ușor de înțeles. Pe de o parte vorbim despre roluri care sunt diferite, pe de altă parte vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Mă întorc puțin spre Deuteronom, spre Vechiul Testament, Deuteronom 6:4, zice așa: ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este... Completează tu, Daniel. Este singurul Domn. În ebraică, nu mai știu prea multe ebraică, dar am învățat declarația fundamentală de credință a oricărui evreu credincios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ehad. Ehad înseamnă matematic 1. E un numeral. Acest cuvânt 1 este, îl regăsim și în Geneza 2:24, unde 2, matematic, adică femeie și bărbat, i-a făcut și parte femească și parte bărbătească, se vor uni și vor fi un singur trup, un trup, Ehad. De aici putem trage concluzia că există un trup, dar două persoane distincte. O familie, dar cel puțin două persoane, dacă nu 3, 4, 5, 6, depinde câți copii are familia respectivă. Există, deci nu înseamnă, evreii gândesc foarte diferit decât gândim noi. Spre exemplu, ei scriu invers, de la dreapta la stânga, dacă cauți Geneza, o să găsești unde Apocalipsa în scriptura noastră, Tanahul lor începe aici cu Geneza. Pentru ei trecutul este în față, nu este în spate, pentru că îl văd cel mai bine și învață în trecut, e palpabil, măsurabil, iar viitorul este în spate pentru că nu-l pot vedea, cel mult îl pot anticipa prin profeție. Mai sunt și alte deosebiri față de mentalitatea noastră, însă evreii se spune că gândesc cu două mâini și o să fac vizual acest gest ca să ne gândim deja la această funcție a gândirii cu două mâini, nu cu două creiere, cu două mâini. Adică pe de o parte, pe de altă parte. Dacă ar fi să ne gândim că un cub are 6 fețe și toate sunt adevărate și corecte și egale, da? De aceea este cub. O monedă simplu are două fețe și ambele sunt corecte și egale. Eu cred că subiecte de genul acesta trebuie abordate foarte echilibrat. Și dacă se spune că noi trăim într-un univers cu 4 dimensiuni, alții propun 5, 6, alții 10, 11 dimensiuni, un fel de multivers. Einstein spunea că trăim într-un univers coordonat de lungime, lățime, înălțime, volumul și timpul. Eu cred că lucrurile pe care nu le putem înțelege, apropo de Deuteronom 29:29, ascunse ale lui Dumnezeu, și Trinitatea subscrie acestor lucruri ascunse până la un punct, ar trebui să le luăm ca atare. De exemplu, în Vechiul Testament și Noul Testament sunt versete care subliniază unicitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu 1, cum este Deuteronom 6:4. Sunt alte versete și chiar mai multe la număr care scot în evidență pluralitatea lui Dumnezeu. Și acum aplicăm gândirea cu două mâini. De ce cu mintea noastră limitată nu putem să acceptăm că există un Dumnezeu pe de o parte și pe de altă parte manifestat între persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? De ce? Ok, nu înțeleg. E greu de acceptat. Rațional te blochezi. Cum zicea Augustin, dacă încerci să explici Trinitatea, s-ar putea să-ți pierzi mințile. Dacă o refuzi, s-ar putea să-ți pierzi mântuirea. Sufletul. Da, interesant că aici de fapt este miza, da? Cum facem astfel încât Dumnezeul acesta manifestat în trei persoane, așa cum spuneți, aduce mântuirea. Este cumva o preliște dacă nu credem că Dumnezeu se manifestă în trei persoane, dar
întrebarea asta este cea care va fi concluzivă cumva. Dacă aveți întrebări pentru noi, 0751 400 300 este numărul de WhatsApp pe care vă invit să-l folosiți. De asemenea, ne puteți scrie și SMS-uri cu tarif normal. Deuteronom 32 cu 39 zice așa: să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Citesc și Isaia 45 cu 21: nu este alt Dumnezeu decât mine, eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de mine nu este, nu există. Care este adevărul despre aceste afirmații ale lui Dumnezeu față de propria lui persoană? Dacă Dumnezeu este atât de tranșant și zice, mă, alt Dumnezeu nu e, eu sunt singur. Dumnezeu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, este foarte prezent, Dumnezeu Tatăl. Vorbim despre dumnezeirea asta, manifestată așa. El se manifestă la propria persoană vorbind la singular. Da. Avem alte argumente în Vechiul Testament, versete biblice care să ne spună că lucrurile stau altfel? Așa, să mai spun ceva. Adică, în primul rând, vorbim despre cei care primesc, cărora li se adresează Dumnezeu. Poporul Israel se dezvoltă, se constituie și apoi își trăiește istoria în mijlocul unor popoare politeiste, acceptând ideea aceasta că Dumnezeu este triunic, în sensul că este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi nu acceptăm o idee politeistă. Politeist înseamnă să ai Dumnezei care sunt diferiți. Diferiți, dar și contradictorii, adică se luptă între ei, își caută întâietatea unul față de celălalt. Au interese diferite, au planuri diferite, scopuri diferite. Aici noi vorbim despre un Dumnezeu care este unitar, adică nu avem niciun conflict între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o armonie desăvârșită. Au planuri comune, au acțiuni comune. Totul este desăvârșit. Și vorbește Domnul Hristos despre această unitate. Cum eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, cum există această unitate, vreau să fie și între ucenici. Păi ucenicii erau la singular. Ioan 17. Da. Nu erau la plural. Dar iată că eu și Tatăl una suntem, poate să fie reprodus, adică multiplicat, în ce privește ucenicii Domnului Hristos, copiii săi. Apoi, avem niște evidențe, cum este relatarea biblică din Evanghelie despre botezul Domnului Hristos. Domnul Hristos este cel care primește botezul de la Ioan și Tatăl este cel care vorbește despre Domnul Hristos. Acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Adică vocea care se aude la botezul Domnului Hristos. Păi nu putem gândi că Domnul Hristos sau Dumnezeu era și în cer, era și în apă. Și același a și vorbit din cer, dar a vorbit și din apă. Da, aici Domnul Dumnezeu zice, acesta este Fiul meu. Cu alte cuvinte, există o subordonare. Adică Dumnezeu este Dumnezeul suprem, pe de cealaltă parte, Fiul este o creatură a lui Dumnezeu. Păi altfel, de ce i-ar mai zice Dumnezeu Fiul? De ce nu i-ar zice altfel? Păi da, Domnul Hristos spune, eu sunt pâinea vieții. Înseamnă că e pâine? Eu sunt apa vieții, înseamnă că e apă. Adică Domnul Hristos, așa cum s-a spus, are multe fețe, adică numele pe care Domnul Hristos și le asumă. Vedem că sunt mai multe nume, nu doar Domnul Hristos, este și Emanuel, de exemplu, un alt nume, sunt mai multe nume. Toate acestea vorbesc despre un Dumnezeu pe care îl putem înțelege valorificând mai multe aspecte care ne sunt relevate în Sfânta Scriptură. Vreau să mă gândeam la altceva, dar mingea a fost ridicată la fileu pentru un alt răspuns. Numele vechi testamentar al lui Iisus este Mihael, Arhanghel Mihael. În ebraică este o întrebare, Micael, cine e ca Dumnezeu? Și deja din întrebarea asta îți pui întrebarea, înseamnă că s-o face afirmația că Iisus este ca Dumnezeu. Mai acum avem... putem specula cât ca Dumnezeu, cât asemenea. Știți cum este... Putem să pedalăm uneori inutil pe niște aspecte fără să avem coerență. Da, nu ai certitudinea că Dumnezeu Fiul este la fel ca Dumnezeu Tatăl? Nu, eu am certitudinea, însă
cuvintele mai devreme au fost puse pentru că sunt multe discuții, din punctul meu de vedere, mai mult inutile decât utile. Adică mai mult ne ajută decât ne-ar ajuta. Uite, am o întrebare. Poți să-mi dai un argument, două, trei din Vechiul Testament care să certifice că există o trinitate prezentă, da, concret? Imediat, doar să mai amintesc numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Știm foarte bine că numele Jehova, care înseamnă eu sunt cel ce sunt și are viață prin sine însuși și neîmprumutată, nederivată, este definiția cea mai complexă a lui Dumnezeu. Tetagrama sfântă, IHVH, este sacră și evreii se feresc să o rostească. Ei, în schimb, folosesc alte nume. De exemplu, El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic, care a intervenit miraculos în istoria poporului evreu și în viața noastră. Adonai, Domnul, pur și simplu Dumnezeu este Domnul, sau El, Dumnezeu, simplu, în toate limbile semitice înseamnă Dumnezeu. Sau mai este un nume, aici sunt discuții, dar eu cred totuși că numele lui Dumnezeu Elohim, care este El și Im, înseamnă terminație la plural, adică Dumnezei, dacă ar fi să-l traduci motamot, da, Dumnezei, spune nu că noi credem, nu că suntem politeiști și nici triteiști, cum suntem acuzați, ci că există mai multe persoane ale Dumnezeirii. Acum aici fiecare interpretează cum îi se așează mai bine, dar cred că Elohim este plural lui Dumnezeu, arată că există mai multe persoane ale aceluiași Dumnezeu. Întorcându-mă, dăm te rog două, trei versete. Legat de argumente, Geneza, în Geneza 1 cu 1, că tot am vorbit de Biblia ebraică și Geneza, spune la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apare cuvântul Dumnezeu, la singular. Dacă mergem 25 de versete mai departe, în Geneza 1 cu 26, Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și orice om sincer, puțin două persoane. Sincer, dar fără școală multă, își pune întrebare. Am studiat subiectul acesta cu oameni care nu au o educație formală. Și imediat, stai, dar ce nu asta? Adică sunt mai multe persoane. Cât or fi? Nu știu, dar sunt mai multe persoane. E normal să te întrebi. Acest plural al Dumnezeirii apare din nou în Cartea Genezei, în capitolul 11, versetul 7. La turnul Babel, când Dumnezeu s-a coborât și a spus în felul următor, versetul 7. Haidem să ne coborâm ca să le încurcăm limbile. Să ne coborâm și chiar haidem, sunt cuvinte la plural. Iarăși denotă pluralitatea Dumnezeirii, sau pluralitatea Dumnezeu. Și mai este un verset, dar trebuie să ne aduc aminte exact. Isaia 6 cu 8, scuze, Isaia 6 cu 8, în anul morții împăratului Ozia, profetul Isaia are temerile lui, la fel cum și poporul se teme pentru că viitorul nu arăta prea bine și atunci și are loc acea teofanie, acea descoperire de Dumnezeu și la un moment dat are loc un dialog între Dumnezeu și Isaia și se întreabă Dumnezeu pe cine să trimitem pentru noi. Iarăși pluralul. Și spune întrebarea, de ce spune Geneza 1 cu 26 să facem o după chipul și asemănarea noastră, haidem să ne coborâm, pe cine să trimitem pentru noi? Nu poți să treci ușor peste versetele astea. Vezi? Deci sunt argumente și de o parte și acolo vorbește însuși Dumnezeu. Da, și la plural. Locurile acestea. Și la plural, categoric. Mergem spre Noul Testament. S-au adus câteva argumente din Noul Testament. Este foarte important să clarificăm aspectele astea pornind de la a pune o bază și apoi a merge și a argumenta. Ioan 10 cu 30, eu și Tatăl una suntem, spunea Domnul Iisus. Ioan 14 cu 8 și 9, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Oare aceste afirmații despre Dumnezeul Scripturii nu se referă la monoteism și exclud înțelegerea trinitariană? Păi avem un alt argument chiar de la moartea Domnului Hristos. Domnul Hristos când rostește acele vorbe finale, spune, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez sufletul. Păi dacă era aceeași persoană, cum se întâmpla lucrul ăsta, nu? Sau, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păi dacă era aceeași persoană, nu se putea rosti lucrul acesta. Adică sunt multe evidențe. Cert este un lucru pe care teologii îl subliniază și anume, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o ființă sau ființe, o categorie de ființe net superioare nouă. Și din acest punct de vedere, având
pe deasupra și experiența neplăcută a păcatului, este foarte limitat omul ca să înțeleagă pe Dumnezeu care nu este limitat. E ca și cum ai pune, să zicem, o frunză să înțeleagă despre om. Sau, eu știu, o altă comparație care se pot face între o furnică și om sau, nu știu, alt exemplu. Noi trebuie să acceptăm că o parte din relația aceasta a noastră cu Dumnezeu este bazată pe credință. Sunt lucruri care sunt evidente, sunt explicate, dar până la un punct. Mai departe, noi trebuie să acceptăm lucrurile acestea prin credință. De ce ne ajută? Poate că partea practică ne interesează. Dacă cineva crede că există un singur Dumnezeu ca ființă, ca persoană, și altcineva care crede că există un Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este diferența între unul și altul? Poate că aici este concluzia sau, eu știu, direcția spre care se îndreaptă întrebările oamenilor. Până la urmă, cu ce mă ajută treaba asta sau cu ce îmi folosește lucrul acesta? Da, tocmai asta este întrebarea profundă. Nu e o încumetare, Daniel, să-l contrazice pe Domnul Iisus? Nu este o încumetare pentru că Ioan 10, din care ai citit tu, este o pretenție sau o emitere de pretenție a Domnului Iisus care se face pe sine egal cu Tatăl. E o pretenție mesianică. Adică eu nu mă încumet să spun că El este egal cu Tatăl din moment ce El afirmă acest lucru. Da, în perioada respectivă, învățătorii vremii chiar de asta l-acuzau. Cumva că vrea să fie una cu Tatăl, dar de fapt El este o creatură. Și cum poate să aibă astfel de pretenții? Asumându-și asemenea riscuri, care știm că au rezultat până la urmă cu pedeapsa capitală, înseamnă că această arogare, da? Deci arogarea înseamnă să asumi un lucru care nu ți-aparține. Această emitere a pretenției, respectiv că e egal cu Tatăl, este adevărată când îți asumi asemenea riscuri. În ciuda tot ceea ce se întâmpla în jurul tău, tu, Iisus, faci declarații mesianice despre persoana ta. Adică, pe mine mă duce gândul că era adevărat. Nimeni nu s-ar fi riscat. Gândiți-vă dacă e un exercițiu dedus la, nu știu, absurd sau imaginar. Gândiți-vă dacă am fi fost unul dintre noi și știm că nu suntem niciun Mesia și am făcut asemenea afirmații absurde. Am fi riscat pedeapsa cu moarte, ceea ce s-a și întâmplat în cazul lui Iisus, fără să avem certitudinea că așa stau lucrurile? Nu cred că am fi riscat. Mai mult, adică toate aceste afirmații pe care Domnul Hristos le-a făcut despre sine, ele sunt validate de învierea Lui. Pentru că poți să-ți arogi un titlu sau un statut, dar cine îl validează? Cel care este mai mare ca tine, nu? În cazul Domnului Hristos cu Tatăl, spune, mâinile tale îmi încredințez sufletul. Domnul Hristos vorbind aici ca fiu al omului, da? Ca Dumnezeu întrupat. Cine a validat această pretenție, această afirmație pe care el o face, că este deopotrivă cu Tatăl? Învierea? Mergi spre partea aceasta de final a Noului Testament, adică spre epistole, pentru că îl găsim pe Apostolul Pavel făcând niște afirmații. Vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 300. Dacă v-am stârnit din punct de vedere al întrebărilor pe care le aveți, nu uitați să ne le scrieți și nouă. 1 Corinteni 8:6, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, zice Apostolul Pavel aici. Și mai departe, în Efeseni 4:6, zice, este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Mai scrie el și în Galateni 3:20, Dumnezeu este unul singur. Da, că scoatem un text din context devine pretext pentru o erezie, pentru o doctrină care nu este fundamentată pe Scriptură. S-o rom pe rând, 1 Corinteni 9:6. Dacă citim în contextul mai larg, spre exemplu 1 Corinteni 12, unde se vorbește despre darurile Duhului Sfânt, se spune în felul următor: sunt felurite daruri, dar același Duh. Sunt felurite slujbe, dar același Domn. Sunt felurite lucrări, dar același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Deci, imaginea celor trei persoane apare într-un mod explicit în împărțirea darurilor. În Efeseni 4, dacă citim două versete în urmă,
versetele 4 și 5. De asemenea, este declarația monumentală pe care o cunoaștem, un singur botez, o singură credință, un singur Domn. Dar un verset mai în urmă spune că există un singur Duh. Un singur Duh, apoi versetul care aminteam, un singur Domn și... un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu apare ca o cheie concluzivă a acestei prezentării celor trei persoane. Ceea și Galaten? Poftim? Și Galaten 3? Galaten 3? Galaten 3 cu 20, Dumnezeu este unul singur. Da. Aici nu știu dacă ne ajută contextul în care să apară cele trei persoane, dar nu sunt foarte edificat și nu vreau să fac afirmații care să nu stea în picioare. Prin urmare... De obicei, când Pavel vorbea de un singur Dumnezeu, fără să amintească de prezența celorlalte două persoane, Domnul și Duhul Sfânt, în contextul respectiv, este o prezentare a unui singur Dumnezeu în comparație cu idolii. Isaia 45. Acolo apare, cred că de 6 ori, eu sunt singurul Dumnezeu și nu este niciunul afară de mine. De 6 ori apare în același capitol. Dar dacă mergem în capitolul 43, Domnul este răscumpărător, așa se intitulează capitolul. În capitolul 44, idolii sunt o deșertăciune și în capitolul 46 se dublează aceeași idee și anume Nebo cade, Bel se prăbușește, sunt duși pe dobitoace, în fine, unde sunt duși. Deci, Dumnezeu e singurul în comparație, în context, cu idolii de piatră, de lemn, de argint, de aur. Biserica creștină primară, ce fel de înțelegere a avut față de dumnezeire? Unitariană sau trinitariană? Pentru cineva care citește Biblia, cu atât mai mult pentru cei care sunt apostoli, biserica primară, apostolilor, n-ai cum să nu liși pe Domnul Hristos în calcul. Adică cel puțin doi, dacă e să-i numărăm, tot aveai. Adică puteai să pui problema Duhului Sfânt. Dar Tatăl și Fiul, n-aveai cum să negi treaba aceasta. Deci este atât de evident. Mai mult decât atât, Domnul Hristos, atunci când a scos demonii, demonii care îl cunoșteau, îngerii căzuți, afirmă despre el, te știm cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Adică îl cunoșteau, știau despre persoana aceasta, despre Iisus Hristos. Și problema care apare mai târziu în biserica primară este cea legată de Duhul Sfânt, dacă este sau nu persoană. Dar Tatăl și Fiul este evident, adică n-ai cum să negi cele două lucruri. Mai există o concepție pe care am găsit-o în biserica creștină, să zic eu, apare lucrul acesta chiar mai pe la început, și anume că avem de-a face cu o singură esență în trei ipostaze. Adică este un Dumnezeu, asta e substanța, manifestat în trei feluri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică odată este Tatăl, altă dată este Fiul, altă dată este Duhul Sfânt. E ca și cum comparația este cu apa, în trei stări. Adică odată este solidă, lichidă și gazoasă. Dar avem aceeași substanță, care este apa. Biblia nu vorbește despre lucrul acesta în acești termeni, ci vorbește despre trei persoane care sunt în același timp manifestate, diferit, ca Tatăl, ca Fiul și ca Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt a treia persoană a Dumnezeirii, că ați amintit despre asta? Categoric, da. Există, de exemplu, o interpretare, mi se pare puțin, să zic așa, nepotrivită, că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu. Adică se merge pe dihotomia aceasta care există și în creștinismul tradițional, că omul este o ființă care are un duh separat de el. Păi dacă Dumnezeu este duh, are un alt duh. Adică nu are niciun sens afirmația aceasta. Adică Dumnezeu Tatăl este duh, da? Așa spune Scriptura, adevărat. Da. Și atunci mai are un alt duh care este Duhul Sfânt. Adică sunt doi. Deci nu are logică, măcar să zic, această afirmație. Duhul Sfânt are un rol foarte important însă. Adică noi zicem așa, bun, și dacă nu cred treaba asta, ce se întâmplă? Depinde. Adică dacă ai niște evidențe foarte clare,
înțelegi niște lucruri sau nu vrei să le înțelegi, le respingi sau le abandonezi la un moment dat, trebuie să știi foarte clar un lucru, un lucru foarte simplu, că treaba aceasta nu este o treabă așa neutră. Un om stă, se gândește și ajunge la o concluzie și cu asta e bine, e rău. Nu. Înseamnă că în gândirea ta tu accepti niște sugestii. Ești sub o influență, ori a lui Dumnezeu, ori a celui rău. Și oamenii care merg sub influența celui rău nu se opresc asupra unei teorii abstracte până la urma asta. O fi un, o fi doi. Este o teorie, da? O înțelegere. Ci merg după aceea și fac niște pași. De ce? Pentru că dacă tu accepti niște sugestii de la cel rău, vei accepta și alte sugestii mai târziu. A, înseamnă că Biblia nu e chiar corectă. Înseamnă că pe aici sunt niște idei străine puse. A, înseamnă că nu e toată inspirată. Și atunci încep să faci o împărțire. Asta e inspirată, asta nu e inspirat. Și ajungi pe drumul acesta foarte departe. Nu mai crezi nici în Biblie, până la capăt. Deci, de asta spun, adică pare întrebarea aceasta foarte simplă. Până la urmă ce pierd? E tot același lucru. E un Dumnezeu, că o fi unul, că o fi trei, mai puțin contează. Contează lucrul acesta. Pentru că dacă tu înțelegi niște lucruri și apoi le negi, înseamnă că mergi sub o anumită influență, iar drumul acela te conduce mai departe de Dumnezeu, nu mai aproape. Mulțumesc, mi-aș dori să mai clarificăm câteva aspecte, nu mai avem mult timp la dispoziție. Iacov 2:19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci? Aici este afirmația fratelui Domnului Hristos, l-a cunoscut personal pe Domnul Hristos. La prima vedere este destul de tranșant cu privire la aspectul acesta al Dumnezeirii și spune clar, da, doar Dumnezeu este Tatăl. Cum să înțelegem această afirmație a lui Iacov? Pe același Iacov Adelfos, fratele Domnului, prezbiter din Bisericii în Ierusalim, în capitolul 2, versetul 1, spune: fraților, să nu trăiți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Adică, dacă Iisus Hristos era fratele lui și atât, un om bun ar fi spus: știți, fratele meu, Iisus a făcut niște fapte bune, să le urmați în măsura în care puteți, dar el nu, el spune clar, Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei. Înseamnă mult, înseamnă mult. Este rațiunea umană limitată față de înțelegerea aceasta a Trinității? 100% este limitată. Trăim într-un univers pe care noi îl receptăm într-un mod finit, într-un mod limitat. Și ceea ce este paradox astăzi, contrazicere, sincopă doctrinară, inconsistență biblică, incoerență, poate să fie fără probleme, pentru mine este, dar și pentru ceas, poate să fie fără probleme mai târziu descoperit, când vom vedea Universul lui Dumnezeu multidimensional. Suntem limitați. Ceea ce nu văd eu sau ceea ce nu înțelege mintea mea nu înseamnă că nu există. Eu, de exemplu, acum nu văd sinapsele care se formează în creier când are loc discuția despre asta. Asta nu înseamnă că nu există. Ele există. Mulțumesc mult pentru comparația asta. Bineînțeles că sunt mai multe teme care ne depășesc înțelegerea, cum ar fi, de exemplu, întruparea Domnului Hristos sau moartea Domnului Hristos sau cum adică Dumnezeu este veșnic, n-are început. Da? Adică sunt multe teme. Și noi le recunoaștem? Față de care este corect, este loial să afirmăm, dom'le, ne depășește, adică avem niște evidențe până la un punct, avem niște afirmații clare ale Scripturii până la un punct, dar de aici încolo intervine credința care spune, da, accept lucrul acesta, chiar dacă nu toate explicațiile le pot da. Avem un verset pe care mi-ar plăcea să-l clarificăm, 1 Ioan 5:7, el este în paranteze și m-aș bucura dacă îmi clarifică asta, zice așa, căci trei sunt care mărturisesc în cer și acesta este un argument pentru trinitarie în Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt. De ce apare între paranteze și dacă are versetul acesta putere de adevăr? Da, în alta critică îl folosește până astăzi ca o dovadă împotriva inspirației Scripturii, dar parantezele care, în care apare acest verset demonstrează într-adevăr că el a fost o adăugire mai târzie și manuscrisele mai vechi nu există. Dar asta nu înseamnă că dacă am dat la o parte acest verset adăugat mai târziu, noi nu avem argumente care să susțină Trinitatea, da? Dumnezeirea. Dimpotrivă, versetul acesta
atestă faptul că au existat niște polemici la data respectivă, cum există și astăzi. Și cumva el a fost introdus ca o concluzie. El a fost introdus ca o concluzie după un studiu aprofundat al Scripturii pe subiectul acesta. Și a spus fraților, acestea sunt concluziile. Trei sunt care mărturisesc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum, probabil că n-ar fi trebuit să adauge acest text. Dar, dacă ar fi să ne gândim la deontologia și la etica academică a vremurilor respective, până la ele noi, spre exemplu, copiau integral aproape carte cu carte și își puneau numele pe ea. Deci, nu trebuie să judecăm oameni de atunci cu mentalitatea de astăzi. Și avem celălalt text, adică legat de declarația Domnului Hristos. Duceți-vă, faceți ucenici și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, care tot așa este o discuție cu privire la aceste trei nume puse acolo, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar toate acestea întăresc lucrul că a fost o discuție, că oamenii au cercetat și concluzia lor a fost aceasta. Da? Că există un Tată, un Fiu și Duhul Sfânt, adică trei persoanele Dumnezeirii. Când vorbim despre înțelegerea legată de și de aspectul acesta, avem nevoie să-i cerem inspirație lui Dumnezeu, avem nevoie ca prezența lui să fie în mijlocul nostru, dincolo de studiu, de dezbatere, avem nevoie de rugăciune. Și inevitabil, prin rugăciune putem să înțelegem, cel puțin așa percep eu lucrurile, avem nevoie să le înțelegem cu adevărat pe Dumnezeu. Noi avem aici, la Tainii de Scriptură, o rubrică dedicată rugăciunii și este timpul pentru ea. Domnul Beniamin Jercău ne-a scris pe WhatsApp așa: rugați-vă pentru fiica mea, Eliza Maria, bolnavă de cancer, ca dacă va fi după voia Domnului să fie vindecată. Noi ne vom ridica și împreună cu pastorul Eduard Călugăru ne vom ruga pentru doamna Eliza Maria. Dumneavoastră vă invit să aveți o poziție potrivită pentru gestul acesta de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu. Tată din ceruri, venim înaintea ta cu recunoștință, cu mulțumire, cu laudă pentru ceea ce ești tu, pentru lucrurile pe care le faci pentru noi, pentru grija și dragostea pe care o manifesti mereu față de fiii oamenilor și față de copiii tăi. Aducem înaintea ta și acest caz pe Eliza. Tu cunoști situația ei, boala ei, suferința pe care o are. Tu cunoști rugăciunile pe care le înalță către tine. Tu cunoști situația pe care o are și dorim ca să intervii și în cazul acesta. Amin. În mod special însă te rugăm pentru mântuirea ei și pentru salvarea ei. Este lucrul cel mai important și te rugăm să o ajuți să se prindă de făgăduințele tale, să creadă în făgăduințele tale și să rămână alături de tine, indiferent de hotărârea pe care o vei lua în dreptul ei. Amin. Noi am dorit să fie vindecată, să fie însănătoșită, dar tu cunoști cel mai bine ce este mai bine pentru ea și pentru salvarea ei. Fă o mărturie din ea pentru slava ta. Prin Domnul Hristos te-am rugat. Amin. 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 Luați loc. Vă mulțumim pentru faptul că aveți încredere în noi. Vă încurajăm să ne scrieți. De asemenea, vă rugăm să înălțați rugăciuni și dumneavoastră pentru noi, cei de aici, de la Centrul Media Adventist. Mi-aș dori să mai clarificăm câteva aspecte. Suntem pe final de emisiune. Există niște dileme de unde a apărut ideea aceasta a Trinității în creștinism. Și unele religii sunt reprezentate printr-un Dumnezeu cu trei persoane. De exemplu, Trinitatea Egiptului Antic, da? Osiris, Isis, Horus, Trinitatea Babiloniană, Nimrod, Semiramis, da? Tammuz, sau Trinitatea Hindusă, Brahma, Shiva, Vishnu. Este posibil ca ideea aceasta de Dumnezeu trinitarian să fie venit de fapt din religiile păgâne? Eu nu cred. Nu știu un raport de influență între aceste triade păgâne și Trinitatea Scripturii. Este cel mult o coincidență numerică. Trinitate, triade. Da, trei persoane și în cadrul Dumnezeirii și în aceste triade babiloniene, hinduse și așa mai departe. Dacă cumva ar exista un raport de similaritate între Trinitatea Scripturii și triadele amintite mai devreme, atunci cred că la mijloc ar fi o contrafacere. Cineva poate să mă contrazică, că mi-apăr doctrina Trinității, dar asta e credința mea. La mijloc ar fi o contrafacere, așa cum în Scriptura, în Apocalipsa,
Adevărata Trinitate este contrafăcută de triada satanică, Balaurul, Profetul Mincinos și Fiara. Și mai, una mă nu mai precizez, triadele amintite mai devreme s-au format pe un model familial, mamă, tată, fiu, în timp ce Trinitatea Scripturii nu este cristalizată pe modelul ăsta. Da. Ceea ce sunt deosebiri. Mulțumesc frumos. Vreau să mergem spre o idee adusă în prim plan, mai ales pentru cei care fac parte din Biserica Adventistă. Declarația de credință față de Dumnezeul Triunic în Biserica Adventistă a fost publicată abia în 1931. Biserica Adventistă fiind organizată în 1863 și acceptată la nivel oficial în cadrul sesiunii Conferinței Generale din 1946. Deci din Biserica s-a format în 1960, în 1863, declarația a fost făcută în 1931 și mai departe, în cadrul conferinței din 46, conferinței generale din 46, a fost acceptată. Vorbim de peste 80 de ani în care adventiștii nu au avut o poziție oficială față de manifestarea Dumnezeirii. Trebuie să spunem că o parte dintre pionieri au fost chiar unitarieni. Oare nu studiau și pionierii noștri aceeași scriptură? Și care e întrebarea? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta, nu atât de târziu? Categoric. N-aveau același studiu, nu aveau aceleași argumente pe care le-am adus noi astăzi? De ce lucrurile au evoluat atât de... de greu? Da. Cumva. Unul dintre rolurile pe care Duhul Sfânt îl are este cel legat de a conduce în tot adevărul. Duhul Sfânt vă va conduce, El Mângâietorul, în tot adevărul. Ce spune asta? Înseamnă că descoperirea adevărului vine treptat, nu vine deodată tot. Nu este o basculantă și a răsturnat și ai primit tot. Ci pe parcurs, în timp ce studiezi, lucrurile acestea se descoperă. Și mai avem niște exemple aici. Pionierii, de exemplu, nu țineau sabatul. Ei țineau duminica. Sabatul a venit după aceea. Au înțeles că sabatul este ziua șaptea care trebuie sfințită. Pionierii nu mâncau mâncare curată. Ei mâncau și curat și necurat. Ne-am discutat puțin la început un aspect al acestor lucruri. Ei au înțeles mai târziu ce înseamnă reforma sănătății, mâncarea curată și multe alte lucruri. Deci, pionierii bisericii n-au avut o singură problemă. Toate le-au înțeles. Una singură a rămas și au înțeles-o mai târziu. Ceea ce noi putem vedea este nu doar că au înțeles-o, adică au înțeles lucrul acesta, după ce au transmis lucrul acesta, și dacă ne uităm în scrierile cel puțin ale Elenei White, lucrul acesta este foarte clar transmis mai departe. Nu este niciun dubiu că nu a înțeles subiectul sau că există o confuzie aici. Mulțumesc frumos, suntem pe final, mergem spre rubrica Răspunsuri Fulger. Prima întrebare din rubrica aceasta are de-a face cu cea adresată mai devreme. Este doctrina Trinității un compromis al adventiștilor pentru a fi acceptați în mod oficial ca biserică creștină? Nu. În niciun caz. Aș putea spune pe scurt, la Concilul de la Nicea, în 325, au fost prezenți 380 episcopi, dintre care doar 7 trimiși de Roma. Deci majoritatea care au format crezul Niceo Constantinopolitan erau 311 episcopi răsăriteni, bizantini. Deci nu putem să aruncăm responsabilitatea asupra Romei ca fiind vinul mâniei curviei Babilonului în ce privește doctrina Trinității. Nu, pentru că 311 erau răsăriteni și au judecat că există 3 persoane într-un singur Dumnezeu. Dacă o persoană nu crede că Dumnezeul biblic este triunic, poate pierde mântuirea? Dacă este un evreu din timpul lui Avraam, probabil că nu este nicio problemă. Atât a înțeles la momentul acela. Dar evreu în timpul Avraam, poate că dacă este atunci, din vremurile patriarhilor, dacă este un evreu mai târziu care atât a înțeles, eu nu pot să judec lucrul acesta. Dar acum, vis-a-vis de lumina pe care o avem, de înțelegere, de posibilitățile de a studia, de a vedea exact Noul Testament cu moartea Domnului Hristos, eu cred că aici problema se pune altfel. Adică respinge o lumină înseamnă că respingi pe Dumnezeu. Aici cred că este
miza, importanța. Mai poți avea calitatea de membru al Bisericii Adventiste dacă nu mai crezi în Trinitatea Dumnezeirii? Din punctul meu de vedere, în mod normal, nu. Deși, atunci când sunt candidații se botează, subscriu tuturor doctrinelor, însă știm că pe parcurs își mai schimbă puțin gândirea. Vă rog. În contextul acesta, dați-mi voie să citesc un foarte scurt paragraf. Vinul Babilonului este format din doctrinele false, cum ar fi nemurirea naturală a sufletului, chinuirea veșnică a celor nelegiuiți, înălțarea primei zile a săptămânii, adică duminica în locul sabatului, și mai este a patra amintită aici, respingerea existenței lui Iisus Hristos înainte de nașterea sa în Betleem. Adică respingerea doctrinei. Adică ce este foarte interesant, că ajungând să aperi că este Dumnezeul unic, ajungi de fapt să promovezi doctrina Babilonului. Mulțumesc frumos, mergem spre exercițiul de sinceritate. Daniel, încep cu tine. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. 1, 2 sau 3? 2. Numărul 2 ascunde următoarea întrebare. Cum simți în mod practic manifestarea Trinității pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt în viața ta personală și de slujire? Dumnezeu este protector. Îl simt ca fiind foarte protector față de mine. Domnul este Domn. Nu-i doar mântuitor, este și Domn al vieții. Mulți ar vrea să fie doar mântuitor, dar Domnul te conduce, iar Duhul Sfânt, apropo de Ioan 14:16, voi trimite un alt mângâietor. Deja altul este alteritate în specialitate. Alteritate, ca altcineva. Un alt paraclet, cel care îl îngătește, susține. Duhul Sfânt are un rol foarte important. De aceea nu putem nega nicio persoană a Dumnezeu. Am vorbit despre Domnul Iisus. Duhul Sfânt te mustră, te îndreamnă, te îndrumă, te povățuiește și te aduce pe calea cea bună. Aceasta face și pentru tine, să înțeleg. Aceasta face și pentru mine, evident. Vă rog, 1 sau 3? 1. Numărul 1. Întrebarea sună așa. Ai fost în postura de a refuza cuiva botezul pentru că nu a acceptat triunitatea Dumnezeirii? N-am fost în situația aceasta până acum. Dar cred că e important ca omul să înțeleagă înainte să încheie legământ cu Dumnezeu. Adică nu trebuie grăbi lucrul acesta până când cineva nu înțelege exact cum stau lucrurile. Vă mulțumesc mult! Au fost alături de mine pastorii Eduard Călugăru și Daniel Dințunescu. Am să mulțumesc și echipei tehnice dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care conduce tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Voi rezuma dialogul purtat în această ocazie prin a cita din cartea scrisă de Iuda, versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă reamintesc că Bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă rog și vă invit ca să simțiți prezența Domnului nostru Iisus Hristos în viața dumneavoastră și de asemenea puterea Duhului Sfânt alături de dumnezeirea Tatălui în tot ceea ce înseamnă relația cu El. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia.